să se rezolve în intervalul 0 deschis infinit ecuația logarit la pătrat din x plus 5 logarit din x minus 6 egal cu 0. Se observă că din enunț deja condiția de existență este satisfăcută și anume x fiind în 0 infinit avem logaritmul din ceva pozitiv, deci acesta are sens. Cum vom rezolva? Observați că logarit la pătrat din x, cine este? Este logarit din x ori logarit din x. Deci, atenție, nu avem formulă pentru așa ceva. Deci, logarit din produsul a două numere din a ori b este logarit din a plus logarit din b. De data aceasta este produsul la doi logarit. Și atunci, cum procedăm? Păi, se cam vede. Dacă fac substituția logarit din x egal cu un t, da? Ce rezultă? Atenție, acest t, spre deosebire de funcția exponențială, nu trebuie să fie strict pozitiv. Poate să fie orice număr real, logaritmul ia valori de la minus infinit la plus infinit, ce devine ecuația noastră? T pătrat plus 5T minus 6 egal cu 0. Să o rezolvăm. T1, 2 egal cu minus B, adică minus 5, plus sau minus radical din 25, minus 4 ori 1 ori minus 6, adică plus 24, totul pe 2, egal cu minus 5 plus sau minus radical din 49 pe 2, egal cu minus 5 plus sau minus 7 pe 2. De unde rezultă două valori ale lui T? T1 egal cu minus 5 plus 7 pe 2, 2 pe 2 egal cu 1, și T2 egal cu minus 5 minus 7 totul supra 2 egal cu minus 12 pe 2 egal cu minus 6. Și acum să-l aflăm pe X. Revenim la substituție. Logarit din x egal cu primul din acești t egal cu 1. Ce înseamnă acest lucru? Că x este baza, adică 10 la puterea cât este logaritmul. Deci x egal cu 10 la întâia, prin urmare, rezultă x1 egal cu 10. Se observă că ele sunt într-adevăr pozitive. De asemenea, logarit din x egal cu minus 6, rezultă x egal cu 10 la minus 6, se observă că și acesta este de asemenea pozitiv. Prin urmare, problema este complet rezolvată.